Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la linia 4 Reșița și mergem cu trenul de Jimbolia. Așa că haideți. Am și plecat. Aici suntem în drum spre Jimbolia. Frumos. Cum a părăsit magistrala spre Arad. Da, ajungem în Săcălaz. Cred că e stația pe partea cealaltă de site. O să aflu în curând unde e stația. Da, pe partea asta e. Na, testul vitezei după Săcălaz spre Cărbiniș. Mă rog, 75-80 la oră pe dat, da. Deci foarte bun. Și deci, asta e magistrala 200 la Kikinda. Am citit în 1 septembrie 2014, nu mai trece trenul. Am înțeles că acolo era ceva chestii cu administrația locală, că ei aveau în administrare și ăsta, statul din Serbia nu a mai vrut să preia ăștia sârbii, că ei au băgat și după aia, na, cât a fost. Dar știu că din România au fost, din România Jimbolia, Kikinda, au fost tren. Mă, nu știu dacă au fost al sârbilor sau au fost al românilor, au fost. În 1857 s-au dat folosințe, dacă știu bine, asta e a doua linie dată în folosință din actuala la teritoriul al României. Prima era Oravița Baziaș, 1854. Și după asta s-au dat folosințe cel de la București Filaret, Giurgiu, 1859. Deci totul se leagă, fraților, totul se leagă. Vă dați seama? Na. Intrăm în ceva, n-am fost atent ce. Wow, și ăla a fost ceva, nu știu ce e. Ce e aia? Ce e asta? Mă și întreb. Nu oprim aici. Interesant. Abandonat. Și aici era ceva. Da. Wow, interesant cum arată asta. Linte bălării. Ar putea să intre CFR-ul, să nu știu. Să meargă ăștia mai departe, dar probabil ăștia nu... Nu se pun cu ei să se chinuie să meargă peste graniță. Și ăștia mă refer regeu călătorul, nu altcineva. Deci da, 39 de kilometri în 39 de minute și o să vă arăt aici, sunt 7 perechi de trenuri zilnic, mă rog, sâmbătă, duminică, luni până duminică, tot, luni până duminică. Deci, este tren, este destul. Nu prea suntem acum pe tren, deci este vreo 5, 6, 7 oameni dacă suntem, dar e ok. Ceva baltă pe partea asta. Văd că ceva case noi acolo, vedeți, case noi. Interesant. Acum vedeți și zoom-ul de la S10, cum face. Zic că e destul de bine. Ah, da, uite, Cărbiniș. Frumos. Clădire frumoasă. Nu că la Cermei, unde am mai văzut. Era micuță, asta e destul de mare. Bine, nu se pune că stai magistrala 900. Gara va fi pe partea asta, cu siguranță.
loc de cântărit. Și aici au fost ceva. Mă întreb ce. Loc de încărcare, mă gândesc. Depozitare. Uite, cade jos. Să vedem cum se aude acum. Sunt pe lângă mine, aici la dreapta acum. Să vedem. Sunt curios cum se aude. Să văd oricum când editez și văd, aud cum e. Cimbolea Checea. Aia o scris acolo. Merem cu 80, mă. Deci multe locuri nu se merg cu atâta. Și pe magistrale mai mari. Hai zice că merg mai încet. Dar nu. E bun, viteza e foarte bună. Da, era să o ratez. Clarivi. Punct oprire. Și acolo scrie Clarivi. Colonă. Aia, Clarivi. Wow. Interesant, chiar interesant chestia asta. Nu mi-am dat seama prima dată ce e asta. Da, cred că urmează Jimbolia, deja a trecut cât o trebuie să treacă timpul. Așa că, mersi frumos de vizionare, dați un like și subscribe, abonați-vă și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace, mă rog, să fiți iubiți. Stai deja Jimbolia, așa că... Wow, uite câte linii sunt aici, wow, uite acolo. Și înăuntru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uai de capul meu. Nici nu pot să număr. Uite, sunt linii aici, ai de capul meu. Oricum, alt videoclip.